Ieri după amiază, în baza sportivă hidroelectrică din Câmpul Lung, s-a dat startul unei noi ediții a Cupei Primăverii la fotbal pe teren redus. S-au jucat meciurile grupei A, iar jocul de deschidere a fost cel dintre selecționata primării Câmpul Lung, echipament galben și Holcim. Selecționata primăriei a marcat gol după gol și s-a impus la final cu 11-1, după ce la pauză a fost doar 3-1. Al doilea meci al zilei și totodată al competiției s-a jucat de la ora 18:30 între NBC Chimie, echipament galben și Duton Plast. Ca și în meciul anterior, a fost o primă repriză cu un rezultat strâns 2-0, iar la final chimiștii s-au impus cu un categoric 8-0. Astăzi a fost pauză, iar competiția se va relua miercuri de la ora 17 cu meciurile grupei C, Festina Lente-Salvamont, urmat de Lir Pomicom.